Piramida regulată VABCD are latura bazei 12 cm, la fel și muchia laterală, tot 12 cm. Să se afle 1. Volumul și area laterală a piramidei, 2. Măsura unghiului format de muchia laterală cu planul bazei, distanța de la centrul bazei la fața laterală a piramidei, precum și distanța de la punctul C la planul VAD. Construcția piramidei. Pătratul ABCD se duc diagonalele pătratului, se notează intersecția diagonalelor cu O, care va fi centrul bazei. În punctul O se ridică o verticală pe planul ABC, pe care se ia un punct B, vârful piramidei, care se unește cu cele patru puncte A, B, C, D, apotema bazei, perpendicularea OM pe latura CD. VM va fi apotema piramidei. Unghiul diedru între planul VCD și planul bazei este unghiul VMO dintre unghiul dreptunghic BOM. Distanța de la centrul bazei la fața laterală VCD va fi înălțimea din punctul O între unghiul VOM. Înălțimea ON. Deci ON va fi perpendiculară pe VM. Să vedem cum arată în spațiu construcția până la acest moment. Se vede foarte clar și din desen că fețele laterale sunt triunghiuri echilaterale. Triunghiul VOM este triunghi dreptunghic, VO perpendicular pe planul bazei. ON perpendiculară pe VM. Volumul și area laterală a piramidei. Apotema bazei, OM, este jumătate din latura bazei, deci va fi 6 cm. Diagonala bazei AC sau BD este latura o radical din 2, deci 12 radical din 2. AO este jumătate din diagonală, 6 radical din 2. VO, înălțimea piramidei, este perpendiculară pe planul bazei, deci perpendiculară pe AO. Triunghiul VOA este dreptunghic în vârful O. Înălțimea piramidei, conform teoremei lui Pitagora, în triunghiul VOA, VO egal cu radical din ipotenuza la pătrat minus AO la pătrat, este egal cu 6 radical din 2. Area bazei este, baza fiind pătrat, latura la pătrat, deci 36 cm pătrați. Volumul piramidei, area bazei, ori înălțimea supra 3, după calcule, reiese 228 radical din 2 cm cubi. Fețele laterale ale piramidei sunt triunghiuri echilaterale, de latură 12. Apotema piramidei VM este înălțime în triunghiul echilateral, deci la este latura radical din 3 pe 2, 6 radical din 3. Area laterală este de 4 ori area unei fețe, deci de 4 ori CD ori VM supra 2. După calcule se obține 144 radical din 3. Punctul 2. Măsura unghiului format de o muchie laterală cu planul bazei, unghiul dintre muchia VA și AO. Am să măsura unghiului.
unghiul măsurat, 45 de grade, atâta va trebui să iasă și din calcule. Proiecția lui AB pe planul bazei este segmentul AO. Din triunghiul dreptunghic VAO, unghiul O de 90, sinusul unghiului VAO este raportul dintre cateta opusă VO supra ipotenuza VA, egal cu radical din 2 pe 2. Înseamnă că măsura unghiului este de 45, așa cum a reieșit și din construcție. Distanța de la centrul bazei la fața laterală a piramidei. Fie ON perpendiculară pe VM, VM, apotema piramidei, este perpendiculară pe muchia bazei CD, VM și CD sunt cuprinse în planul VCD, OM perpendiculară pe CD. Sunt îndeplinite condițiile reciprocei teoremei celor trei perpendiculare, adică cele trei perpendiculare, plecând din punctul O, ON, NM, MO, s-a ajuns din nou în punctul O, înseamnă că ON este perpendiculară pe planul VCD. Distanța de la ON la planul VCD este segmentul ON, conform teoremei înălțimii în triunghiul VOM. Înălțimea ON este produsul catetelor VO or OM supra ipotenuza VM, egal cu 2 radical din 6. Continui construcția. Perpendiculară din vârful C pe VD, piciorul perpendicularei punctul P, din punctul A perpendiculară pe VD, VM cu CP trec prin punctul N. Sunt înălțimi în triunghiul VCD. Se vede și din construcția făcută că cele două înălțimi se intersectează în punctul N. Urmează construcția distanței de la C la AP. Cu alte cuvinte, înălțimea în triunghiul APC. Am să construiesc două înălțimi în triunghiul APC. O înălțime este OP, care e perpendiculară pe AC, și o a doua înălțime din C pe AP. Am notat piciorul acestei perpendiculare cu R. Am să rotez figura. Se vede foarte clar în construcția pe care am făcut-o, CR nu este perpendiculară pe AP. De ce? Deoarece unghiul APC este un unghi obtuz. Perpendiculara, deci înălțimea din C pe AP, care este distanța de la punctul C la planul VAD, cade în afara laturii AP, nu în interior. Am să fac o construcție corectă a acestei perpendiculare. Am prelungit pe AP în afara triunghiului. Construiesc înălțimea din punctul C față de AB.
Aceasta este înălțimea. Se vede că CR e perpendiculară pe AP. Pentru a găsi distanța de la punctul C la planul VAD, fie CR perpendiculară pe AP, AP, respectiv prelungirea ei pe R, sunt perpendiculare pe VD, AP și cu VD fac parte din planul VAD. CP este perpendiculară pe VD, rezultă conform reciprocei a doua teoreme CO3 perpendiculare că CR este perpendiculară pe planul VAD. Înseamnă că distanța de la C la planul VAD este CR. OP este mediană în triunghiul dreptunghiic VOD. Înseamnă că este jumătate din ipotenuză. VD supra 2, 6. Am reprezentat triunghiul APC în plan cu prelungirea lui AP la intersecția lui CR înălțime. Se va scrie area triunghiului ACP față de două baze, față de baza AC. Este AC ori OP supra 2 și față de baza AP, AP ori CR supra 2. Din acest raport rezultă CR ca fiind AC ori OP supra AP egal cu 4 radical din 6. Tangenta unghiului format de o față laterală cu planul bazei. CD este intersecția dintre planul VCD și planul bazei ABCD. VM este perpendiculară pe CD și este conținută în planul VCD. OM este perpendiculară pe CD și este conținută în planul ABCD. Rezultă că unghiul diedru între planele V, C, D și A, B, C, D este unghiul V, M, O. Din triunghiul triptunghic V, O, M, tangenta unghiului V, M, O este raportul între cateta opusă V, O și cateta alăturată O, M. Raportul este egal cu radical din 2.